roșiile românești se lasă așteptate anul acesta. Asta pentru că vremea capricioasă a dat peste cap planurile legumicultorilor înscriși în programul Tomata. În județul Buzău, până acum, din cei 525 de cultivatori înscriși, doar 2 au reușit să iasă pe piață. Astfel, spun producătorii, în următoarea perioadă piața se va umple de roșii românești, iar prețurile vor scădea dramatic. Odată cu asta și șansa lor de a face profit în acest an. În bazinul legumicol, cel mai important din județul Buzău, roșiile abia acum încep să se coacă. Producătorii înscriși în programul Tomata trebuie să vândă fiecare câte 3 tone de roșii până pe 10 iunie, data limită. Cultivatorii cer acum o derogare de la termenul limită. O să fie un dezastru în legumicultura românească, pentru că roșiile o să iasă toate în perioada aceasta următoare. Până acum au ieșit foarte puțin legumicultori, iar asta înseamnă o supraproducție și va fi un preț derizoriu, vom fi siguri. Importurile sigur nu se vor opri, oricum importurile sunt acum cu prețuri din ce în ce o să fie mai mici. Și asta înseamnă în câțiva ani de zile, ținându-se de astfel de programe, distrugerea legumiculturii românești. Care ar fi soluția pentru ca aceste probleme să dispară? Soluția noi am dat-o mereu. Asta înseamnă ca termenul de recoltare să nu mai fie 10 iunie și să fie 1 iulie, dacă nu 15 iulie, fiindcă oamenii n-ar mai fi nevoiți să facă atâtea lucruri ca să scoată toți în momentul acesta. În condițiile în care foarte mulți producători vor ieși pe piață în același timp, prețurile la tomate vor scădea dramatic. La fel se va întâmpla și cu profitul de pe urmă. Pe 10-12 luna aceasta cred că o să scot. Dar o cantitate foarte mică, nu mare, vă dați seama. În jur de 200-300 de kilograme. E târziu? Nu, e un pic mai devreme ca anul trecut, dar acum depinde prețul care o să fie și sperăm să o să fie bine și pentru noi, că am consumat mult mai mult ca anul trecut. Costurile sunt duble față de anul trecut, s-a scumpit îngrășăminte, s-a scumpit coxul, deci oamenii la muncă își cer mai mulți bani ca înainte. Deci ați avut cheltuieli mai mari față de anul trecut. Dublu față de anul trecut și nu știm ce luăm pe ele, asta e important. Că nu avem nicio siguranță de preț, nu avem nimic. Când vor ieși toți producătorii, cam toți o să iasă în aceeași perioadă. Prețul va scădea, clar. Sperăm să nu scadă, dacă sigur o să scadă, că vă dați seama, e marfă perisabilă și trebuie vândută. Deci, nu știu ce să... În aceste condiții, programul Tomata mai este profitabil pentru cultivatori? Este profitabil pentru cei care n-au la căldură, cred, dar pentru noi ar trebui să fie un pic mai mult. Că consumăm foarte mult. De exemplu, am ars 10 tone de cox. Acest legumicultor a ales să nu-și încălzească solariile pentru a nu crește cheltuielile de producție. Acum însă are emoții în ceea ce privește termenul de livrare impus de program. Deocamdată se prezintă bine. A fost o cultură cam chinuită anul ăsta. De ce? A fost foarte frig în luna aprilie și n-am avut cum să-i facem căldură, că ne costa prea mult, exagerat de mult, și le-am mai ținut pe în răsadniță. Și am pus și noi mai târziu cu dublure cu asta și deocamdată e bine, dar să vedem dacă ne încadrăm până în 10 iunie. Aveți emoții vis-a-vis de termenul de livrare? E posibil.